Bun găsit, doamnelor și domnilor! Cel mai comentat subiect al momentului este cazul din Iași al medicului care se presupune că scotea dispozitive medicale de la oamenii decedați și le folosea pentru pacienții lui. Ei, sunt foarte multe mistere legate de acest caz, oricât de spectaculos ar fi. De unde proveneau aceste dispozitive? Pentru că sunt anumite lucruri care nu se leagă. Să vă spun despre ce este vorba. Jurnaliștii de la Libertate au prezentat o serie de teorii foarte interesante în legătură cu proveniența acestor dispozitive folosite de medicul Tesloianu. Surse apropiate clinicii de cardiologie și conducerii unității medicale. Cred că doar o parte dintre dispozitive ar proveni de la persoanele decedate, dar ar mai fi posibile două surse. Donații de dispozitive desigilate de companiile producătoare și rețele internaționale de furnizare a unor astfel de echipamente. Tot ei opinează că mai mult ca sigur nu este implicat Institutul de Medicină Legală și că doar o mică parte ar fi putut să provină din morga spitalului. O parte semnificativă dintre stimulatoarele cardiace ar proveni dintr-o practică de tip showroom a distribuitorilor de echipamente medicale. Medicii primesc inclusiv defibrilatoare cardiace, dar care sunt desigilate și folosite de medic în scop demonstrativ. Asta ar putea justifica prețul scăzut, dar ele, în mod normal, nu sunt pentru comercializare. Tot pentru Libertatea, un medic cardiolog a explicat că stenturile nu pot fi refolosite pentru că acestea funcționează asemenea unui arc ce nu mai poate fi manipulat ulterior pentru a fi replantat la un alt pacient. De aici e misterul provenienței dispozitivelor. A vrut medicul să facă o faptă bună, așa cum susține avocatul dumnealui, sau există o întreagă rețea acestor dispozitive în țara noastră? De altfel, și procurorii recunosc că sunt 238 de dispozitive care au fost unele extrase din cadavre sau a căror sursă de proveniență nu se cunoaște. Aici e misterul și avocatul medicului Tesloianu spunea un lucru pe care aș vrea și noi să-l comentăm. Faptul că aceste dispozitive, așa cum s-a mai spus în ultimele ore, sunt într-adevăr decontate de stat. Dar ce se întâmplă, pentru că așa știm că și analizele, de exemplu, sunt decontate, dar tu ai nevoie repede, pe loc, de un astfel de dispozitiv sau de analize. Ce se întâmplă cu analizele? Stai și aștepți luni de zile ca să se facă fondurile la Casa de Sănătate. Ei bine, și cu aceste dispozitive, poate nu sunt pe stoc, poate nu ți le pot da. Tu ai nevoie repede de un astfel de dispozitiv, iar medicul ți-l poate oferi la un preț redus. Asta spune avocatul dumnealui, că practic doctorul Tesloianu a vrut să facă o faptă bună și să-i ajute pe oameni pentru că nu avea altă soluție. Sunt așadar mai multe variante de luat în calcul, inclusiv cea unei rețele, pentru că vorbim de 200 și ceva de dispozitive medicale de acest gen. De unde proveneau ele? Că nu aveau cum să fie, spun medicii, nu aveau cum să fie luate toate de la persoane decedate. Poate o parte, da, poate o parte au fost într-adevăr, provin într-adevăr de acolo. Vă prezint invitații cu care comentăm, încercăm să deslușim din datele pe care le avem. Evident că nici procurorii nu au reușit să facă lumină în povestea asta, deocamdată. Alături de mine, în platou, este doamna Monica Tatoiu și îi mulțumesc foarte mult. Și în legătură directă cu noi prin Skype este avocatul Adrian Cucuris. Le mulțumesc foarte mult amândurora. Și aș începe... mulțumesc și pentru invitație. Vă mulțumesc foarte mult, domnule avocat. Și aș începe, doamnă, cu această teorie. Da, îl auzeam pe avocatul dumnealui că ne explica acest lucru, că veneau pacienții, când e vorba de un astfel de dispozitiv, îți trebuie repede, nu stai e să aștepți... E ca la proteza de șold. Exact. Deci nu stai să aștepți niște luni de zile că mori, da? Ăsta e adevăr. Și vine domnul doctor și zice, uite, am acest dispozitiv care e de showroom, da? Mi l-au dat mie producătorii și ți-l vând matale la un preț mai mic. Tot în neregulă este da, că ți-l vinde, da? Dar până la urmă nu și statul are o vină dacă e așa? Eu, primul lucru, când am văzut știrea, m-am zis, cum le-a scos de pe morți? Că numai la morgă se poate? Da. Sau un alt... Iar trebuia medicii... să știe, trebuiau să știe și alții. Deci, au exact. Nu e clar că nu e singur în toată povestea asta. E clar că nu e singur. Problema este, cum văd eu lucrurile? Această campanie trebuie să acopere ceva și să trimită undeva. Da? Și atunci, ce frumos pentru presă este să spui... au prevalat de la morți. Deja ți imaginezi cum am intrat în cimitir, cum au deschis capacul și e...
Da, are impact. De, da. În spate, toate firmele, toată industria asta farma care produce proteză de sân, proteză de șold, toată marja de profit este foarte mare. Da. Da? Și atunci îți permiți să lucrezi cu asta de prezentare la... Da. Le vinzi și pe astea. Le vinzi și pe astea. Și mașinile de showroom, da, se este vor, ca testerele la parfum. Parfumul alea scumpe care au test. Deci... Bon. Nu sunt de vânzare, dar pe piața neagră zburdă. Deci, da. Eu cred că există o rețea care aduce în România astfel de sisteme și că a făcut și doctorul niște bani, dar principala vină... Am făcut și alții. Problema este, principala vină este a statului. Pentru că eu a trebuit, proteza de șold a mea e decontată, dar te înscrii pe o listă de așteptare 6 luni. Iată. Și tu în 6 luni nu poți să mergi. Deci, iată. Marea problemă este a statului și legea cererii și a ofertei. Domnul avocat, dacă e să luăm în calcul aceste chestiuni, cum credeți că vor cântări ele în instanță, având experiența în instanță? Evident că acolo se pot întoarce foarte multe dintre datele cu care vin procurorii. Ei trebuie în primul rând să afle de unde provin aceste dispozitive. Cum credeți că va evolua cazul, dincolo de aspectele înspăimântătoare, de genocid, nu? Așa a fost folosit acest termen. Cum vor evolua lucrurile? Eu am vreo 3 paliere de discuție cu privire la cazul acesta. În primul rând n-am apucat să salut și pe doamna Tatoiu, n-am mai văzut-o de ceva vreme, bună ziua. Sunt 3 paliere, după cum v-am spus. În primul rând aș începe cu cel al avocatului. Avocatul sigur că are obligația profesională față de clientul său atunci când găsește o părticică mică ce este favorabilă și ar putea să fie folosită ca o circunstanță atenuantă a faptelor pe care le-a săvârșit clientul, să o folosească, mai ales când are acces către media, când toate televiziunile au venit, erau interesate, domnule, stai puțin că ăsta nu e chiar așa ultimul călău, a făcut și ceva bine acolo. Acum, dacă mergem puțin mai departe, eu când am auzit declarația, primul lucru pe care mi l-am pus în cap a fost așa, băi, stați, opriți-vă puțin că dispozitivele astea sunt gratuite, deci nu trebuie să dai niciun leu pe ele, deci implicit afirmația este una nesustenabilă. Mergând mai departe în profunzime, și ajung la discuția pe care ați făcut-o mai devreme, statul te pune pe o listă de așteptare. Uitați, vă dau un exemplu. Noi avem un coleg în societate, la 40 de ani a făcut infarct, a venit ambulanța după nu știu câte ore, pentru că era pe undeva pe un deal, iar el are afectare cardiacă undeva la 70% din inimă, pentru că statul ăsta român despre care vorbim nu s-a mișcat suficient de repede. Și el acum a intrat pe o listă de așteptare pentru nu știu ce transplant și trebuie să aștepți 1 an de zile, 5 ani de zile, între timp poate se întâmplă ceva mai rău, Doamne ferește, și omul moare. Ei, atunci statul ăsta despre care vorbim, pentru că a stat într-o pasivitate și și-a dezamăgit de foarte multe ori cetățenii, mai ales în zona asta a sistemului medical, au apărut oportuniști ăștia care ce au făcut? Au venit, băi, lasă-mă că bișnițarii, dacă vreți, de ocazie. Și bișnițarii ăștia de ocazie, bineînțeles că au venit cu o ofertă bună. Oamenii se grăbeau pentru că era în joc viața lor și n-au mai stat după statul ăsta care nu le promitea decât că, domne, la un moment dat o să-ți fac eu rost de dispozitivul respectiv. Acum, trecând de nota aceasta, mergând în zona serioasă și infracțională a lucrurilor, nu putem să trecem în derizoriu dacă chiar și un singur dispozitiv a fost ridicat de pe un cadavru și implantat în corpul altei persoane, că omul respectiv n-are niciun fel de moralitate. Deci el s-a gândit, bă, stai că îmi fac o rețea, iau dispozitivele astea și mă umplu de bani. Acum, în ceea ce privește rețeaua, eu sunt convins că trebuie să existe o rețea, că nu ai cum tu de unul singur să produci dispozitive, să le implantezi, deci toate lucrurile astea merg mână în mână. Este vorba despre fals material, e vorba de înșelăciune dacă s-au întâmplat așa lucruri, e vorba de luare de mită, e vorba de abuz în serviciu, e vorba de vreo 5-6 infracțiuni, deci omul ăsta ar trebui să zacă multă vreme în spatele gratilor. Acum că m-ați întrebat o chestiune interesantă, ce... Nu e așa că se pot schimba lucrurile în instanță? Păi de ce spunem noi de fiecare dată că prezumția aia de nevinovăție merge până când ești condamnat definitiv? Și așa trebuie să fie. Practica a arătat-o că dosarul îți pleacă din parchet cu o soluție de trimitere în judecată și îți propune procurorul acolo să-ți dea 25 de ani de închisoare, iar ulterior te trezești cu o soluție de achitare pe fapta nu există, pentru că ăsta e sistemul judiciar în care mă plimb de mulți ani de zile. Și atunci, sigur că trebuie respectat și pus în balanță interesul public. Există pentru acest lucru, iar eu am folosit termenul de genocid pentru că
dacă infracțiunea de genocid ar fi fost puțin, dacă vreți, fine-tuning-ul așa la definiția infracțiunii de genocid, când vorbești de 300 de persoane care ar fi primit stimulatoare cardiace la mâna a doua, adică refolosite și ridicate de pe cadavre, nu înseamnă că încercai să extermini un grup determinat de oameni. Deci, păi, e infracțiunea de genocid. Așa că lucrurile astea trebuie să le punem în balanță. E bine că facem discuție publică. Nu trecem în derizoriu faptele abominabile, dacă așa au fost acolo, dar și statul ăsta, dom'le, uite ce au ajuns oamenii să facă și uite, da. Uite ce rețele au permis oamenii ăștia care nu s-au mișcat așa cum ar fi fost necesar, în așa fel încât nu mai ai încredere în nimic. Adică o să ajungem să ne cumpărăm și salamul contrafăcut cu pământ în el, ce să pună. Deci așa văd eu lucrurile și cred că acest caz o să deschidă, au deschis multe cutii a Pandorei, dar ăsta o să deschidă o cutie a Pandorei în zona dispozitivelor medicale, pentru că până acum n-am avut niciun dosar așa de amploare cum este acest dosar, ca să apară niște anchete interesante. E bine că dosarul e la Înalta Curte, acum îmi țip și eu oful de aici, sper că și dosarul cu CE Oltenia, că am făcut cerere de vreo 3 săptămâni, doamna Scutea să-l analizeze și să-l aducă tot aici în București, că nu-i dosar de judecător Iamot. Bun, e foarte interesant ce spune domnul avocat. A dat de asemenea un exemplu. Dumneavoastră sunteți un exemplu, da? Aveți nevoie, eu mi-am plătit, intervenția, da. Pentru că trebuia să aștept 6-7 luni, exact. Și nu știam dacă ajung și dacă... Deci, încă o dată, mergem la rădăcină. În Constituție scrie că statul cu sănătatea, populație, nu știu ce... Casa Națională de Sănătate are programul cu inima, programul cu nu mai știu, sunt nu știu câte programe naționale. Foarte frumos. Dar este o minciună. Pentru că tu spui că ai program național, dar tu nu ai resursele așa. Să le finanțezi. Și atunci, prin acel program național, cei care au pile, au bani, intră pe ușa din dos, că nu ai, deci nu ai pentru tot poporul, ai pentru 10 oameni. Și aia 10 oameni nu sunt aia care au cea mai mare nevoie, sunt aia care au cele mai mari pile. Da. Am văzut în România chestia asta de 30 de ani. Asta deci de este o minciună chestia cu sănătatea gratuită. Da, e cumva ușor de bănuit o parte din ce s-a întâmplat acolo. Pentru că, mă gândesc, nu e negru, e gri. Cumva și el a vrut să ajute oamenii, că na, vine dar omul, dar a luat și banii. Dar nu i-a ajutat pe toți. Dacă e așa cum spun procurorii, dacă e așa cum zugrăvesc acest tablou... El are antecedente cu procurorul Eva, are niște antecedente. Deci acolo la... Păi și dacă are antecedente... Îl pui pe acest om în continuare să se ocupe direct de pacienți și să speculeze? E cel mai bun cardiolog, e cel mai bun cardiolog din Iași. Asta spun și medicii cu care au vorbit cei de la Libertatea. Chiar vă recomand cele două articole, sunt foarte interesante și cu niște păreri care îți schimbă puțin optica. Dacă vedeai cazul negru doar cu aspecte negative, începe acum să te îndoiești puțin de unele lucruri. Are și statul o vină în povestea asta, dacă e așa, repet, dacă e așa cum se prezintă lucrurile în momentul de față. Ei, și aici l-aș întreba pe domnul avocat, dacă e mai mult decât evident că acest om nu avea cum să lucreze singur, da? Dacă sunt și persoane decedate, pentru că ei spun că, de exemplu, la morgă, spun medicii întrebați de Libertatea, la morga spitalului, dacă te bazezi pe morga spitalului pentru aceste dispozitive, e greșit din start, pentru că acolo pot să vină, hai să zicem, 1-2 cazuri cu astfel de dispozitive. Nu poți să te bazezi pe ele, ar fi provenit un număr prea mic de astfel de dispozitive de acolo. Și atunci, dacă nu e vorba de ele, de unde din altă parte vor trebui să facă un dosar beton procurorii dacă mori, ca să dovedească dacă și asta? Dacă mori în spital, trebuie să-ți facă automat autopsie. Dacă mori în spital. Nu se face autopsie decât dacă ești în 24 de ore de când te-ai internat, adică, spre exemplu, dacă te-ai internat și se cunosc clar cauzele decesului tău și a trecut o lună de zile, nu se mai face autopsie. Da, dar dacă mori în spital, așa te-ai internat, ai ajuns la unitatea de primire urgență. Dar e obligatoriu că poate... E obligatoriu să-ți facă autopsie. Doar... Deci 24 de ore, dacă ai murit într-un interval mai scurt de 24 de ore, îți face obligatoriu fie că vrei, fie că nu vrei, sau dacă familia depune o plângere la poliție pentru moarte suspectă, sau, spre exemplu, îți vine un pacient și îți moare în terapie
terapie intensivă adus de pe stradă, clar să fac autopsii. Acum, voiam să vă spun o chestiune cu privire la lucrurile astea. Dați-vă seama de discuțiile din morgă. Ia verifică-l, mă, are stimulator cardiac? Adică e ceva? Da, adică dacă mai circulat zvonul că le dădeau medicamente, acum nu știu dacă e adevărat. Exact, da, exact. Ca să li se facă rău. Da. Ca să stimuleze nevoia. Asta trebuie să dovedească procurorii. Și cum vor dovedi? Pentru că ai nevoie de o expertiză medicală. Nu e că zici tu că eu bănuiesc că i-au dat un medicament lui cutare ca să-i agraveze starea. Situații în felul următor. Oamenii care se știau cu o anumită problemă au de regulă un istoric al analizelor și investigațiilor medicale. Și tu ai momentul T0 când ți-ai făcut analizele și ai momentul T1 când presupus ți-ar fi administrat niște medicamente să-ți agraveze starea. Și sigur și momentul T2 pe care îl iei în comparație cu T0. Și atunci să zicem că aici ar putea să facă. Dar altceva voiam să spun. Odată discuția asta care îmi închipui că ar fi putut să existe la un moment dat, că domne, ea verifică dacă există stimulator cardiac sau nu, dar mai mult decât atât, modalitatea cinică în care s-au desfășurat toate lucrurile, dacă într-adevăr așa s-au întâmplat. Adică oamenii ăștia puneau preț, ok, că tu vrei să ajuți, că mie e greu să inoculezi informația că un medic care vrea să ajute are o rețea prin care vin doar anumite persoane, încasează niște bani și montează un dispozitiv că el din showroom sau că el din cadavru. Dar nu vi se pare ciudat că doamna doctor cu cancerul tot de acolo era? Nu era tot de acolo. De unde era? Acest domn este din Iași, doamna este din Suceava. Sunt aproape, e adevărat, asta vorbeam și ieri la emisiune cu Emilian Isailă, acest spital este salvarea întregii Moldove. Toată lumea din Moldova vine la Sfântul Spiridon și foarte mulți din Moldova îl știu pe domnul doctor, că era unul dintre cei la care ai acces. Înțeleg că sunt 3.000 de medici de acest gen în toată țara la enorm de mulți pacienți. Da, deci e o zonă în care regional oamenii se cunosc între ei și într-un domn. Tata a fost șeful secției de cardiologie de la Ascar și la Timișoara, da? Și veneau de la Arad, de la Budapesta, de la Belgrad. Mai am o completare. În momentul când ești bun... Corect. Vă rog. Sunt două chestii care chiar cred că merită spuse. În primul rând, procurorii vorbeau de vreo, nu știu, să zicem așa generic 300 de cazuri, nu 278, 270, 300 de cazuri. Da. Atâta vreme cât oamenii ăștia aveau, să spunem că ar fi avut această structură foarte bine organizată, criminală, prin care luau dispozitive, implantau și așa mai departe, ei bineînțeles că nu făceau niciun fel de formalitate legală de înregistrare acelui dispozitiv pe undeva. Atunci, dacă așa stau lucrurile, primul și în primul rând trebuie să ne gândim că toți pacienții care au trecut vreodată pe acolo pot fi într-un oarecare risc. Și dacă se întâmplă din 2016 sau 2017 lucrul ăsta, probabil că vorbim nu de sute, probabil că vorbim de mii de persoane care ar putea să aibă implantate asemenea dispozitive. Și nu numai în Iași. Și de ce aflăm de-abia acum? Asta e întrebarea. De ce aflăm de-abia acum? Și eu am suspiciuni rezonabile. Eu sunt de matematică, că matematica nu minte. Cineva a decapat de nu știu cum se numește, pentru că nu s-au împărțit banii corect. Deci asta se întâmplă. Asta ar fi într-adevăr deci foarte urât. Înseamnă că toate nu avem nicio informațiile. Șansă. Deci nu se poate să nu se fi știut. Știe de la portar într-un spital ce se întâmplă. Deci este clar că în acel grup cuiva i s-a părut că la frații asta tăi, fi sinistru, că, da. Că sunt prea mulți bani care se duc într-o parte și el n-ajung sau la el n-ajung. Asta ar fi sinistru. Asta e tipic. A fost o întreagă rețea și că s-au dat în gât, cum se spune în cartier. Exact. Da? Despre asta e termenul. Că nu le-a convenit că una la mult. Unul dintre ei s-a simțit că așa se întâmplă în toate grupurile alea și la mafioți, da. Tot așa a fost. Cum că spuneam, procurorii vor trebui să dovedească asta, vor trebui să vină cu un dosar beton în acest caz, domnule avocat. Eu nu cred că spitalul nu știa. Eu nu cred că spitalul nu știa pentru că operația asta de implantare a stimulatorului cardiac nu o face ambulator. Exact. Deci, nu o face doar medicul la el între patru pereți cu pacientul. Da, asistenți medicale, ai nevoie, bănuiesc, de o intubare, că nu poți să faci tu treaba asta, adică repetată chiar și la 300 de oameni, să spunem prin absurd că sunt doar 300 de oameni.
Eu nu cred că fără complicitate interesant clară, e cine e denunțătorul din dosar, ca peste tot. Doamne, iartă că râde. Trebuie să fie, da, trebuie să fie secret acest denunțător, teoretic, nu? Dar, nu? Așa de obicei e, domnule avocat. Sau... Avertizor de integritate se numește? Era discutabil, vă rog. Pentru că, bineînțeles, dacă există motive serioase să se creadă că este pusă viața în pericol, se aplică regulile de la martorul protejat tuturor membrilor participanți în procesul civil, tuturor părților. Că ești martor, că ești denunțător, că indiferent și ți-ascunde identitatea. Nu poți să riști. Corect. Când, spre exemplu, eu vă spun din dosarele de trafic de droguri, să vină Bixulescu că îl omoară mafioții, îl omoară dealerii de droguri imediat. Deci nu... Și atunci se protejează. Dar să știți că au fost situații. Și chiar de data recentă s-a făcut un pic de vâlvă prin presă, când tocmai parchetul a devoalat identitatea martorilor protejați care dăduseră în vileag, de fapt, niște șefi de prin poliție și atunci... Aha, mă rog, trebuiau pedepsiți. Trebuiau pedepsiți martori, exact. Dar fără complicitate și fără structură, nu poți, nu există eu pe persoană fizică, subsemnatul nu știu care, făceam eu... Nu, și este puțin surprinzător deocamdată. Bine, poate vor urma și alte puneri sub acuzare. Dar e surprinzător că dacă vorbim de o rețea și de oameni care nu aveau cum să nu știe, că e foarte corect ce spune domnul avocat, că la operație e o întreagă... Îți trebuie anestezistă. Ori oamenii aceia au povestit tot, ori urmează să fie și alții puși sub acuzare, vom vedea. E un caz oricum foarte interesant cu niște implicații sinistre. Îi mulțumesc foarte mult domnului avocat că a fost alături de noi. Cu siguranță vom urmări cazul și săptămâna viitoare sunt sigură că vor apărea date noi. Să vorbim însă și despre cutremure. Avem o serie întreagă de cutremure în România, în Oltenia, oameni îngroziți, în special în Târgu Jiu, o zonă în care nimeni nu s-ar fi așteptat să se întâmple asta. Sunt clădiri care nu fac față nici măcar la un cutremur mai mic, cum au fost cele... Scara Mercalli, exact. Cutremurul primul a fost de gradul 7. Scara Mercalli măsoară pagubele. Scara Richter măsoară energia eliberată. Da. Dar dacă vorbim despre... 7 e mult pe scara Mercalli. Dacă să vorbim despre ce se întâmplă în România, cutremurul din Turcia a zguduit și la noi piața imobiliară și nu numai în București se va întâmpla asta cu siguranță. Analiștii imobiliari spun că apartamentele construite înainte de 1977 în România vor avea prețuri în cădere liberă. Și asta pentru că abia după cutremurul din 77 România a început să respecte cu adevărat normativele. Jumătate din locuințele din România au ieșit din perioada de garanție a structurii de rezistență, potrivit imobiliare.net. În întreaga țară, peste 4,5 milioane de locuințe sunt în această situație. Adică au ieșit din perioada de garanție și această durată de viață, ca să spunem așa, este de 50 de ani de la darea în folosință. După asta trebuie să găsești o soluție. Cea mai bună, dar greu de aplicat la noi, bineînțeles, este consolidarea, costă, trebuie să găsești o soluție pentru oamenii care stau în blocul respectiv. În legătură telefonică directă cu noi este domnul Alex Prinț, este expert imobiliare. Bună ziua! Bună ziua și bine v-am găsit! Credeți că se vor schimba lucrurile începând de acum încolo? Pentru că aici era o plajă de oferte interesantă înainte de 77. Avem acele clădiri dinainte de 60 care erau considerate ceva mai sigure, că erau mai mici, erau acele blocuri făcute cu un regim mai mic, cum sunt blocurile din Floreasca, de exemplu, din București. Și avem blocurile interbelice, care sunt și acolo, unele mai bune, altele mai puțin bune, dar toate ieșite clar din perioada, din perioada evidentă de uz. Și avem blocurile care au fost făcute pe sponci în perioada dinainte de 77, blocuri făcute pe economie și care sunt foarte grav afectate. Va conta această diferență între cele trei categorii? Sau toate blocurile dinainte de 77 vor fi evitate de oameni de acum încolo, domnule Prinț? Mi-a spus multe întrebări, o să încerc să le abordez punctual. Prima dintre ele este dacă se va simți o schimbare la nivel de piață. Cred că oamenii sunt cei care vor trebui să inițieze această schimbare și în momentul în care fac o achiziție imobiliară să se asigure asupra imobilului pe care îl cumpără.
Cred că va dura probabil un an de zile, după care lucrurile vor fi puțin câte puțin uitate, cum e tipic în piața din România, dar cred că schimbarea, dacă e să vină, e de la clientul cumpărător, care trebuie să fie atent la ceea ce cumpără. Acum, despre cele trei tipuri de apartamente despre care ați spus, cele dinainte de 77, cele construite după 77 până în 90, cele noi construite după anii 2000, într-adevăr sunt trei segmente total diferite. Ce pot să vă spun este că blocurile construite înainte de 77, într-adevăr, nu erau aliniate niciunei reglementări din punct de vedere seismic, ci respectau niște reguli constructive simple legate de adâncimea fundației, de numărul de etaje construite pe fundație și așa mai departe, ceea ce înseamnă că acele blocuri, în momentul de față, din punctul nostru de vedere, sunt încadrate într-o clasă de risc seismic, chiar dacă ele nu au fost evaluate ca fiind încadrate într-o clasă de risc seismic și sunt într-adevăr un risc pe care cei care le cumpără trebuie să și-l asume. Le recomand tuturor cumpărătorilor care au bugetul pentru a-și achiziționa un bloc construit înainte de 1977 să apeleze la o firmă de consultanță, la niște ingineri, la cineva care se pricepe pentru a putea face o analiză a structurii. Să vadă rezistența betonului. Probabil au văzut în blocurile din Turcia cum betonul după 50 de ani a devenit sfărâmicios. Țineți minte acele imagini. Sunt încă vii pe toate canalele TV. Să vadă rezistența fierului. Totuși dau 10 de mii de euro. Ca preț, consider că blocurile dinainte de 77 vor suferi într-adevăr niște reduceri de preț semnificative. O perioadă bună în construcțiile, cel puțin din București, este cea din 1979 până în anii 90. Zic 79 pentru că din 77-78 au fost demarate analiza și implementarea noilor reglementări de construcție, iar din 79 a intrat în practică în construcțiile aferente acelei perioade. Așadar, blocurile din 79 până în anii 80-90, deci până în 90, ca un ecar de 11 ani, au fost construite bine, putem spune bine, pentru că sunt acele blocuri elastice făcute pe structură de cadre de beton, prinse în armătură de beton, sunt acele blocuri monolit cu o fundație solidă, adică sunt blocuri bune, iar blocurile între 2000 și 2010, încerc să împart un pic blocurile noi, blocuri 2000-2010 și blocuri 2010 după, nu ne putem edifica pentru că regulile în construcție au devenit foarte aspre și blocurile sunt foarte atent controlate doar după 2010. Deci aveam așa un ecar 2000-2010 în care n-au fost atât de clar implementate regulile, nu au fost atât de clar verificate construcțiile. În concluzie, dacă ar fi să recomand în momentul de față, cele mai bune blocuri au fost cele construite între anii 80, bine, hai să spunem 79-90 și după 2010 încoace. Interesantă această modificare de optică. Îi mulțumesc foarte mult, domnului Alex Prinț. Sunt aici, într-adevăr, multe categorii și multe legende. Pentru că de fiecare dată auzim, dacă e vorba de un bloc dinainte de 77, auzim tot felul de categorisiri, de astea, etichetări. Ai un bloc de securiști. Acolo e mai bine făcut. Sau e un bloc făcut cu... Pe bile sau cu șine de tren, am mai auzit. Nu știu, poate chiar au fost folosite șinele de tren. Dar sunt foarte multe legende. Uitați-vă la Intercontinentalul. Intercontinentalul, da, a fost construit foarte bine. Ce trebuie să știe oamenii, între 1979 până în, la Revoluție, gradul de seismicitate a fost la începutul perioadei până spre 9. Eu am stat într-un astfel de bloc, da, în drumul taberei. S-au speriat. Deci, cel în formă de U, vis-a-vis de parcul Moghioroș, am trăit niște cutremuri acolo. Deci, în alte blocuri se mișca patul, noi am primit telefon. Le-ați crescut cota acum. Deci, nu, dar încă o dată vreau să vă spun. Soțul meu a lucrat la IFMA, la ascensoare, și el a pus în tinerețe și a pus lifturile în astfel de bloc. S-a lucrat cu mulți pușcăriași acolo. Era o ordine și o disciplină, nu s-a furat nimic din betonul ăla, cum s-a întâmplat după o perioadă, spre sfârșitul anilor 90, a început. Dar încă o dată vă spun, blocurile noi, spunea domnul, după 2010, au aceeași problemă. Trebuie să vă uitați la firma care a construit. Da. Dacă era o firmă pe persoană fizică, puteți să vă treziți că sunt blocuri în care structura de rezistență e aia de separare între camere. Sunt blocuri făcute așa. Deci
trebuie să vedeți cine a făcut. Cine, dacă au fost niște cântăreți care s-au apucat să facă blocuri. Bine, acum le-au cântăreți care le-au făcut cum trebuie. După 2010, lângă mine, sunt niște blocuri care au costat 170.000 de euro două camere și scot rahatul cu vidanja. Deci, și sterzi, terminate, sunt făcute acum, la doi pași. Deci, da, încă o dată vă spun. Oricum, sfatul de a folosi un consultant este unul foarte bun. Umblați la un consultant și verificați bonitatea firmei care a construit. Cum a spus, cum s-a întâmplat și în Turcia. Da. Deci, una e o firmă mare, cu serioasă, cu portofoliu, și alta este gică, pitică, care s-a apucat el să facă un bloc și să-l vândă. Deci o mare diferență după 2010. Da, și a mai fost tot așa o perioadă de haiducie în anii 90. Revenim după publicitate, vorbim despre ce se întâmplă în aviație și a băgat Dorel coada, ca să spunem așa. S-a întâmplat ceva penibil în această săptămână, dat peste cap activitatea unei companii extrem de cunoscute, una dintre cele mai mari din lume. Un caz de la care ar trebui să învățăm. După publicitate vorbim despre asta. A fost o săptămână complicată pentru aviație. Mii de oameni au fost blocați pe aeroporturi din cauza unor defecțiuni tehnice la compania Lufthansa, una dintre cele mai mari din lume. Inițial s-a spus că există o defecțiune a sistemului IT la nivelul întregului grup. Apoi Lufthansa a transmis că problema a fost cauzată de deteriorarea unor cabluri din fibră de sticlă ale Deutsche Telekom în timpul unor lucrări de construcție în Frankfurt. Dar gurile rele vorbesc de o acțiune de tip Dorel. Și tot în această săptămână, cel mai mare aeroport din New York a fost închis din cauza unei defecțiuni electrice. Unul din cele mai importante terminale de zbor a fost cuprins de flăcări. Administrația aeroportului a încercat să soluționeze cât mai repede problema. Mai bine 120 de curse au avut întârzieri. Ni s-a alăturat Ramona Colea, reprezentant al unei firme care recuperează banii pentru oamenii păgubiți, pentru cei care au avut zboruri anulate, zboruri amânate. Și chiar v-aș întreba, vă salut în primul rând, v-aș întreba dacă aceasta este una dintre situațiile în care, dacă ai un zbor anulat sau amânat, poți să beneficiezi de acele despăgubiri. Bună ziua, bine v-am găsit! Dacă ne aducem aminte, în 2017, nu a trecut chiar așa mult timp de atunci, British Airways s-a confruntat cu o situație similară când au avut vreo 70.000 de pasageri afectați de aceeași situație, un cablu scos din priză, care a afectat toate cursele aeriene și au plătit la momentul respectiv peste 100 de milioane de euro de spăgubiri. Da. Astfel încât, aplicându-se aceeași situație și la o companie aeriană din Germania, care este a doua în Europa, Ryanair fiind prima, cea mai mare companie aeriană în termen și de pasageri și de număr de avioane. Deci Lufthansa este cea de-a doua, iar dacă ne referim la grupul de companii aeriene care fac parte din aceeași familie, s-ar adăuga Brussels Airlines, Austrian Airlines, Eurowings, Swiss. Din păcate, în acest moment, Lufthansa e una dintre companiile care, la nivel de relații cu clienții, se bate la locul întâi pentru cel mai scăzut nivel de astfel de relații pentru pasageri, deși o companie cu renume, deși o companie cu cu o ofertă foarte bogată, având două dintre marile aeroporturi din lume de conexiune, München și Frankfurt, la dispoziția pasagerului, deci folosind această companie aeriană și rețeaua acestor companii aeriene de a programa o călătorie. Deci oferta este foarte bogată, dar nivelul de relații cu clienții către pasageri la acest moment este chiar mai jos decât companiile low cost. Și a fost într-adevăr vorba de o acțiune a lui Dorel. L-am împrumutat în Germania. Ideea este că la momentul respectiv, cred că chiar Lufthansa a postat o fotografie cu un soi de escavator al unor muncitori care lucrau la căile ferate. Nu știm noi cum e asta, noi nu avem și căi ferate și o companie aeriană mare, deci se pare că lucruri de acest gen se întâmplă. Ideea este că
compania aeriană trebuie să-și asume responsabilitatea. S-a întâmplat, au rămas pasageri pe jos. Dar ei nu sunt asigurați ei la rândul lor? Companiile aeriene ar trebui să se asigure. Ideea este că e mai bine să nu trezești ursul care doarme, în sensul că nu îi spune pasagerului că tu ești îndreptățit să primești astfel de compensații. Poate uite. I-au redirecționat pe cursele, pentru zborurile domestice i-au sfătuit să folosească căile ferate și le-au spus că le vor oferi rambursarea ale prețului biletului. Rambursarea de preț de bilet este una, rambursarea de extra cheltuieli, că omul are cazare, masă, transport, știm noi în ce moment i-a prins această defecțiune, poate unii au trebuit să doarmă peste noapte, dar în plus, tot timpul aceste compensații sunt în plus, sunt în sumă fixă, sunt pentru fiecare pasager și nu are legătură cu faptul că ai primit cazare, masă și transport sau prețul biletului restituit. Această compensație nu se referă la o sumă de bani pe care pasagerul a plătit-o. Nu, vine ca o despăgubire emoțională. Pentru... Exact. Da. Da, oricum e o întreagă nebunie. Oricum e o întreagă nebunie, nu e ca și cum ai fi cu mașina și te-ai dus, ai alimentat, ai rezolvat, mergi mai departe. Gândiți-vă că, pentru că e așa de mare compania, München și Frankfurt sunt aeroporturi de tranzit pentru cei care pleacă în America, exact, pleacă în Asia, da? Și tu ai acolo conexiunea, da? Una e un zbor de 3 ore până, nu știu, la Hamburg sau 4 ore și alta este o zi întreagă să zbor până la San Francisco sau la Osaka. Corect. Deci eu am avut probleme apropo de această relație cu clienții. Cu Swiss-ul i-am dat în judecată, am intrat la masa credală cu ăia care au dat faliment. Acum se numesc altfel, dar tot ăia sunt, că mi-au pierdut copilul pe aeroport. Da? Și n-am văzut aia $800 niciodată. Asta. Și cu Lufthansa am venit cu o echipă de oameni și la Timișoara s-a defectat un motor și în loc să aterizeze la Timișoara, s-au întors la Frankfurt. Era să moară un pasager de inimă și ne-au tratat și din ziua aia. Deci nu e vorba de această e vorba de principiu. Din ziua aia, eu am preferat să zbor o zi întreagă unde vreau decât să mă duc cu ei. E foarte complicat la acest capitol pentru că, de exemplu, sunt foarte mulți oameni, am văzut vara trecută, sunt foarte mulți oameni care nu puteau să ia legătura cu compania respectivă și asta se întâmplă în special la low cost. Dar iată că nu numai la low cost. Nu, dar se întâmplă și la cei mari. Eu merg cu KLM-ul și cu Air France-ul și când calcă un serviciu client foarte slab. Nu poți să vorbești. În rest, sunt foarte drăguți. Poate... Cum au o problemă? Rămâne la nivel înalt dacă o să ne urcăm în toate companiile aeriene. Și în Wizz Air dacă vă urcați, și în Ryanair dacă vă urcați. Lumea, echipajele sunt foarte drăguțe. Da, foarte drăguțe. Aterizează din punctul A în punctul B. Ideea este că o companie aeriană își arată calitatea și atunci când se întâmplă ceva rău. Cum te tratează? Ori acum... 90% din companiile aeriene au servicii externalizate, aproape toate, niciuna în Europa. Este foarte dificil să vorbești cu unii care nu înțeleg, îți explică că zborul a fost anulat din cauza zăpezii, niște oameni care n-au văzut zăpadă în viața lor. Adică ăștia sunt, asta este serviciul relației cu clienții, a unor companii cu denumiri mărețe, care chiar au făcut istorie, la modul real, au făcut istorie și au zburat. Conserverele sunt în Indonezia, de exemplu. Da, și nu poți să le ceri nimic, pentru că sunt externalizate, așa cum ați spus, sunt în afara Europei. Noi avem un comisar pe transporturi din România, da, doamna Vălean. A avut inițiative. Aici nu cred că poate să facă nimic. Este de costuri. Ideea e în felul următor. În momentul în care pasagerul este, să spunem, nu vinovat, să zicem că mergem cu un bagaj mai mare. Da, ok. Pe bună dreptate, ar trebui să-l plătească. Uitați-vă cum se comportă reprezentanții companiei. Trebuie să plătiți, nu se poate, nu vă urcați în avion. În momentul în care pasagerul are zborul anulat, are zborul întârziat, toată lumea fuge, eu își spun că eu nu sunt reprezentant al companiei, noi nu suntem compania, noi suntem un terț. Dintr-o dată, conversația se schimbă.
își renunță... Când au responsabilități, când au responsabilități sunt lași, când au putere, se poartă tarturi. Aș vrea să mai vorbim despre un subiect. Așa. Pentru vara lui 2023, ne aducem aminte cu groază de vara lui 2022, cu enorm de multe întârzieri, cu enorm de multe probleme pe marile aeroporturi, pentru că se întâmpla după o perioadă de pandemie și lumea voia să călătorească. Ei bine, vara lui 2023 ne va aduce o altă problemă, vor fi curse aeriene mai scumpe. Deja majorările de preț sunt vizibile la companiile de linie și la cele low cost. Veștile nu sunt foarte bune. Cel mai mare operator low cost a anunțat că își va scumpi biletele din vară într-un context de inflație ridicată. Creșterile vor fi de aproximativ 10% dacă nu apar evenimente neprevăzute. Este vorba despre cea mai mare companie din Europa, de fapt. Deja nu cred că mai poate spune Ryanair. Cineva că e vorba de reclamă, e vorba de Ryanair. Deja am pomenit o grămadă de nume de companii. Nu este reclamă. Ce de la Ryanair e o informație importantă pentru dumneavoastră. Își vor scumpi biletele din această vară. Ei aveau deja oferte foarte bune, dar să ne așteptăm la o astfel de tendință de la toate companiile? Ideea e felul următor. Nici nu exista la scară largă un preț de bilet de 10 euro, ceea ce, să fim foarte corecți, nu e normal. Nu e normal să zbori chiar și un zbor intern cu 10 euro. Nu este un serviciu care să fie altceva decât marketing. Deci ei făceau, sau orice companie face un marketing pentru un bilet 2 de 10 euro, dar dacă îi adaugi și bagaj, și loc în avion, și flexibilitate și exact, ajungi la un preț... Transportul de la aeroport la cazare. Bun. CEO-ul companiei Ryanair... Și o să spun asta mereu, Ryanair a început operațiunile cu 2 avioane închiriate de la Tarom. Așa și-au început ei operațiunile, ca să înțelegem de unde au plecat. A și spus că vara asta se vor scumpi biletele nu doar pentru că în multe aeroporturi se vor scumpi taxele de aeroport. Aeroporturile au suferit și ele în timpul pandemiei, nu doar companiile aeriene. Și acum își recuperează pagubele. Unele își recuperează pagubele și pentru faptul că companiile aeriene care încep, deci practic ajung să fie la același nivel cu anii de dinainte de pandemie, la același nivel de număr de pasageri, știu doar acest principiu de mai mult. Ei nu pot să se raporteze, domnule, facem un profit egal cu cel de acum 5 ani. Nu, este doar mai mult, trebuie să raporteze mai mult. Culoarele de zbor, a precizat CEO-ul de la Ryanair, vor fi mai aglomerate din cauza războiului din Ucraina, respectiv neputându-se trece pe deasupra Rusiei, și atunci tot vestul Europei va trece, și chiar menționează, va trece deasupra Germaniei, României, peste Iran, și atunci practic aceleași drumuri, că dacă ne imaginăm cerul ca o rețea de șosele, pe aceeași șosea tot vestul Europei, mergând către est, o va folosi respectiv, acea șosea va fi mai aglomerată, respectiv mai scumpă, și într-un fel sau altul se echilibrează. Și chiar este, eu am spus întotdeauna că nu există low cost. Nu există. Dacă ați vedea pasagerii care, dintr-un motiv sau altul, că se întâmplă la toate companiile, pentru că tot am precizat de orice companie, nu știu, își au o anulare cu British și își cumpără bilete cu Ryanair, și o să vedeți un bilet de la Ryanair, nu știu, Manchester-București, 2 persoane, un tronson, peste 700 de lire. Da. Atâta este prețul unui bilet. Deci chestiile astea cu 10 euro sunt poate un bilet pe care și l-a luat cineva într-un anumit moment, noaptea, mergând. Sunt niște culoare de oportunitate. Este ca și când călătorești în viitor sau în trecut. Trece unul singur. Deci am întâlnit și s-au scumpit biletele, într-adevăr. București-Chicago mergeam înainte de pandemie cu 550 de euro. Acum am căutat pentru noiembrie 1200. În aceleași condiții, la economii, bla bla bla. Bun. Dar trebuie să știm, există perioade, normal că furnizorul de servicii vrea profit mare, da? Dar este o negociere.
trebuie să fiți atenți, dar trebuie să fii liber și din timp să fii flexibil. Flexibil. Da? Și are 24 de ore, 48 de ore, ofertă. Și Google-ul știe că ai căutat și când e oferta, dacă ești atent tot timpul, îți spune biletul Chicago, 24 de ore. Și mi-am luat bilet cu 570. Da, sunt trebuie să fii foarte atent. Dar trebuie să fii foarte atent. Și încă o dată spun, tot ce este prin agenții, toate călătoriile alea, vor suferi creșteri foarte mari. Pentru că agenția lucrează cu volume care nu merg la ofertă. Pe de altă parte, agenția îți asigură și o siguranță pe care nu o poți avea în momentul în care cumperi tu trotuarele. Da, exact. Da. Deci e win-win. Da. Și pasagerul trebuie să înceapă să devină un pic mai educat. Iată că această lege, regulamentul european 261, chiar dacă el a apărut în 2004, el a început să fie aplicat din 2005, a făcut luna aceasta 18 ani. Deci suntem la nivelul maturității oficiale, absolute, în 18 ani. Iată că sunt încă și companii care nu aplică corect și efectiv. Pasagerii nu mai spun că habar n-au când sunt îndreptățiți, dacă sunt îndreptățiți, nu știu cum să-și folosească biletul, tot timpul, ei nu știu încă ce înseamnă escală. Își cumpără două bilete separate, chiar schimbând aeroportul, apropo că vorbeam, nu știu, Charles de Gaulle și Orly, sau știu eu, prin Milano, unde orașele mari cu câte două aeroporturi, înțeleg că fac escală, schimbând, mulți își lasă bagajul. Ei cred că o să-și găsească bagajul la ultima destinație. Deci pasagerii în continuare nu știu lucrurile astea. Le învață, din păcate, pe banii lor. Deci, the hard way. Stricându-și vacanța. Stricându-și vacanța. Toate astea costă. Da. Toate lucrurile costă. Mai există situația biletelor cumpărate prin agregatori. Am platformele vorbit de bilete. Exact. Care sunt sponsorizate și apar primele când cauți bilet. N-apar aia. Deci n-apare taromul când cauți bilet la tarom. Da. Îți apar și trei sponsorizate site-uri. Și inclusiv companiile aeriene se miră cum de acești agregatori oferă la prețuri mai mici decât compania aeriană în sine. Ei vorbează, au discountul de volum. Mai mult decât atât, în momentul în care vrei să schimbi un bilet, li se adaugă, nu știu, check-in dacă vrei să-ți faci. Per total, este, eu am spus tot timpul, dacă pasagerul ar înțelege că treaba asta cu cumpăratul de bilet e un fel de povestea lui Danilă Prepeleac, tu pleci cu doi boi și într-un final ajungi cu o pungă, tu trebuie să știi cum să folosești acești doi boi, să nu transformi într-o... Da, și să ajungi la destinație. Meu pentru bine. Cei care ne privesc, în momentul când vă luați bilete, nu prin agenție, luați-le direct de la firma care de transport, da, de la și nu mergeți pe site-urile sponsorizate. Mulțumesc foarte mult, doamnelor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem de la 13 la Talk B1.